bine ați venit la ședință, stimați colegi. Că suntem prezenți cu toții. O să dau citire ordinii de zi. Vreau să vă informez că toate proiectele de hotărâre au fost avizate în comisiile de specialitate. Iar pentru astăzi avem următoarea ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Palanca din data de 24 iunie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu județul Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021 și contribuția Comunei Palanca de 35% pentru susținerea persoanelor cu dizabilități aflate în centre rezidențiale. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare, Intercomunitară Bacău pentru anul 2021. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către operatorul de distribuție Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Comuna Palanca, sat Cădărești. 6. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziționarea produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2021-2023. 7. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Berești-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Palanca, județul Bacău. Supun la vot ordinea de zi, cine este pentru. Primul punct care reprezintă aprobarea procesului verbal de ședință. Dacă ați citit procesul verbal de la ședința din 24 iunie, îi supun la vot conținutul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține. Pentru continuarea bunei condiții a ședinței, vă rog să propuneți pentru următoarele 3 luni un președinte de ședință din rândul consilierilor. Continuăm cu punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu județul Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021 și contribuția Comunei Palanca de 35% pentru susținerea persoanelor cu dizabilități aflate în centre rezidențiale. Prezintă doamna contractă. Acum de vedere hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 106 din 25-6-2021 se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap prevăzut în anex care face parte din integranta și se împuternicește domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, să semneze contractul de asociere prevăzut aliniatul 1. Părțile contractante sunt județul Bacău, reprezentat prin domnul Valentin Ivancea, președinte, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, reprezentată prin domnul Ciprian Popa, și Comuna Palanca, cu sediu în Comuna Palanca, județul Bacău. Scopul contractului este asigurarea finanțării activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite,
prin hotărâre de Consiliul Județean și prevăzut în standardul de cost aprobat prin hotărâre de guvern, suma stabilită de hotărârea Consiliului Județean numărul 106 din 25-6, ca diferență din costul mediu anual beneficiar per 2021, suportată din bugetul local. Încheierea contractelor se face în vederea suportării unei cote părți din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean și nivelul prevăzut de standardul de cost, aprobat prin hotărâre de guvern, respectiv suma stabilită în hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 105 din 25-6-2021, ca diferență cost mediu anual beneficiar per 2021, suportată din bugetul local. Obiectul contractului constituie finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap, al cărui domiciliu se află situat pe raza administrativ-teritorială, teritorial, UAT Palanca, pentru sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat prin hotărâre cu un procent de 35%. Având în vedere și hotărârea Consiliului Județean numărul 105, prin care se stabilește cota de 35% din costuri, avem instituționalizați două persoane care se aprobă costul mediu anual pentru întreținerea adultului cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial pe anul 2021. Avem la Centrul de Îngrijire și Asistență la Persoane cu Dizabilități Costache Negri, Comuna Târgu Ocna, pe Tătarul Gheorghe, o persoană, diferență cost mediu anual per 2021 suportată din bugetul local, un cost anual de 50.620 de lei, 35% reprezintă 17.717 lei pe an, iar pe lună 1.476 de lei, 42, iar la servicii de protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsihică, centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică Răcăciuni, avem o singură persoană, Domnul Constantin, cu un cost mediu anual per beneficiar, suportată din bugetul local de 33.170 lei pe lună, pe an beneficiar, 35% reprezintă 11.609, iar pe lună 967 de lei, 46. Total general, pe anul 2021, 29.326 pentru cele două persoane aflate în centre de recuperare. Aceasta este hotărârea. Discuție la acest subiect. Să dau citire referatului de aprobare. Numărul 1161 din 27 iulie 2021. Subsemnatul Pariștan Adrian, primar al Comunei Parcursul Bacău, având în vedere hotărârile Consiliului Județean Bacău 105 și 106 din 25 iunie 2021, adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 79.736 din 1 iulie 2021, privind propunerea aprobării contractului de asociere cu Județul Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021 și propunerea în vederea supunerii aprobării Consiliului Local, precum și mandatarea primarului care să semneze în numele Comunei Palanca contractul de asociere și adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului 89.664 din 22 iulie 2021 privind revenirea la adresa 79.736 din 1 iulie, prin care se comunică faptul că începând din 15.07.2021, domnul Codreanu Cristian exercită funcția de director general al DGSP Bacău, conform dispoziției 188 din 14 iulie 2021 a președintelui Consiliului Județean, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere atașat, precum și aprobarea nivelului contribuției Comunei Palanca în procent de 35%, care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat prin hotărâre de guvern. Menționez că avem instituționalizați în astfel de centre două persoane, și anume Tătarul Gheorghe, în Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor cu Dizabilități Costache Negri din Târgu Ocna, și Domnul Constantin, în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică din Răcăciuni. Totalul contribuției pe acest an ar fi de 29.327 de lei, pentru care
Vă propun să aprobăm contractul de asociere cu județul Patru privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, ale căror domicilii se află pe raza teritorială a Comunei Palanca, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2 se aprobă nivelul contribuției Comunei Palanca la susținerea finanțării activității de protecție tip rezidențial a persoanei cu handicap, un procent de 35% din costurile necesare furnizării serviciului respectiv. Articolul 3. Se desemnează primarul Comunei Palanca să semneze în numele și pentru Comuna Palanca contractul de asociere cu județul Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Vă mulțumesc. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, pentru anul 2021. Da. Prezintă domn primar. Luând în considerare prevederile Ordonanței de Guvern numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51 pe 2006, cu modificările și completările ulterioare, ale legii privind finanțele publice locale numărul 273 pe 2006, cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârii Consiliului Local privind aprobarea participării Comunei Palanca, județul Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare înregistrată la noi sub numărul 1435 din 16 iunie 2021, consider oportună și necesară inițierea proiectului de hotărâre prin care Comuna Palanca să plătească cotizația anuală în cuantum de 1000 de lei pentru anul acesta în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, unde suntem membri. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitute către operatorul de distribuție Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Comuna Palanca, sat Cădărești. Prezintă domn primar. Da. Adresa numărul 477 din 10 iunie 2021 a SCD Delgaz Grid S.A. cu sediul central în Târgu Mureș. Referitor la obținerea autorizației de construire pentru lucrarea înlocuire 3 stâlpi în zona PT1 Cădărești, Comuna Palanca, județul Bacău, de pe raza Comunei Palanca. În vederea executării lucrării de înlocuire a 3 stâlpi în zona PT1 Cădărești, localitatea Cădărești, Comuna Palanca, județul Bacău, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local Palanca instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea SCD Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați, ocupată de fundațiile a 3 stâlpi noi conform planului de situație anexat. Instalațiile proiectate, enumerate mai sus, se vor amplasa în zona DC137 a Comunei Palanca. Discuții? Stai că mai am. Mesele? Analizând solicitarea numărul 1400 și documentația depusă de către SCD Delgaz Grid S.A., adresată Consiliului Local al Comunei Palanca, prin care solicită, în calitate de operator de distribuție, acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra terenurilor proprietate publică, situate în localitatea Cădărești, Comuna Palanca, județul Bacău, pentru executarea lucrărilor care fac parte din obiectul proiectului înlocuire 3 stâlpi în zona PT1 Cădărești, localitatea Cădărești, ținând cont de faptul că lucrările proiectate sunt de interes public, potrivit dispozițiilor articolului 12, alineatul 2, litera A și litera C, coroborate cu cele din alineatul 3 și alineatul 4 ale aceluiași articol din legea numărul 123, actualizată a energiei electrice și a gazelor naturale, asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, titularul de licență, în acest caz Delgaz Grid S.A., în calitatea sa de operator de rețea de energie electrică,
în conformitate cu articolul 8 alineatul 2 din legea susamintită, beneficiază de dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desființării capacității energetice, iar exercitarea acestui drept asupra proprietății statului și a unităților administrative teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. În temeiul prevederilor articolului 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ, alineatul 2, bunurile proprietate privată a unităților administrative teritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără drept lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. Și alineatul 3. Dispozițiile privind darea la administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrative teritoriale se aplică în mod corespunzător. Consider oportună emiterea unui proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în localitatea Căderești, respectiv 3 metri pătrați pentru cei 3 stâlpi. Fapt pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre care propune, la articolul 1, se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute către operatorul de distribuție Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați, aferent solicitării 1400 din 11 iunie 2021, care face parte din domeniul public al Comunei Palanca, drumul comunal 137, situat în Comuna Palanca, sat Căderești, conform planului de situație, care constituie anexă la proiectul de hotărâre, în vederea realizării lucrării de înlocuire a 3 stâlpi în zona PT1A Căderești. Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului afectat de capacitățile energetice, identificat la alineatul precedent, se realizează cu titlu gratuit pe durata existenței acestora. Mulțumesc. Discuție pe acest subiect? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școlile României pentru perioada 2021-2023 la nivelul Comunei Palanca, județul Bacău. Tot eu prezint. Domnul primar. Voi da citire solicitării Consiliului Județean numărul 11.037 din 17 iunie 2021. În conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 640 pe 2017 pentru aprobarea planului pentru școli al României în perioada 2017-2023, respectiv anexa 6, procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, vă solicităm să ne transmiteți hotărârea Consiliului Local privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. În consecință, având în vedere că autoritatea județeană urmează să demareze procedura de atribuire, vă rugăm să includeți în prima ședință de Consiliu Local proiectul de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării acestor proceduri de atribuire. Această adresă se referă la programul Lapte și Corn, iar așa cum se specifică în hotărârea de guvern 670 din 2017, ne dă posibilitatea și nouă să facem aceste proceduri de achiziție, dar nu ne obligă. Având în vedere experiența pe care o are Consiliul Județean în peste 10 ani de derulare a acestor proceduri de achiziție pentru derularea programului de lapte și corn în școli, am venit cu propunerea și cu proiectul de hotărâre să nu ne asumăm noi ca și UAT responsabilitatea organizării și derulării acestor proceduri și în continuare să-i lăsăm pe cei care știu să o facă mai bine și au bani mai mulți, respectiv Consiliul Județean Bacău, pentru care am inițiat proiect de hotărâre
și citesc articolul 1. Se aprobă neasumarea responsabilităților Comunei Palanța de Subacău pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru, pentru achiziționarea produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor, pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2021-2023. Articolul 2. Hotărârea se aduce la îndeplinire de către primarul Comunei Palanța de Subacău prin compartimentele de specialitate. Articolul 3. Hotărârea se comunică primarului Comunei Palanța, instituției prefectului județului Bacău, Consiliului Județean Bacău și se aduce la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Discuții pentru acest subiect. Supunem la vot cine este pentru. Observație. Să vă observați în sensul că poate avem, noi am discutat în comisie, dar poate avem persoane aici care cunosc întreprinzători care dori să intre în programul ăsta. Nu se așa că trebuie să repede asta. Că din cauza măștii. Da. Toate persoanele care nu au fost la comisie, așa, din Consiliu, au cunoștință de persoane care ar vrea să intre în programul ăsta de alimentare a școlilor. Da. Pot intra pentru că aceste proceduri sunt publice, se realizează prin licitație publică, prin SEA. Acolo pot participa toți agenții și operatorii economici care îndeplinesc condițiile legale conform caietului de sarcini pe care îl vor publica cei de la Consiliul Județean. Corect. Da. Asta. Punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Prezintă domnul primar. Voi da citire adresei numărul 622 din 15 iulie 2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Urmarea adresei UAT Bereș-Bistrița numărul 23-2372 din 7 iunie 2021 a hotărârii Consiliului Local Bereș-Bistrița numărul 20 din 1806 și în baza prevederilor articolului 13 din Statutul Asociației, vă rugăm să supuneți aprobării autorității deliberative proiectul de hotărâre privind primirea UAT Bereș-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificarea actului constitutiv și al statutului acesteia. Având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local al UAT Bereș-Bistrița, prin care s-a hotărât aderarea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Palanca proiectul de hotărâre privind primirea UAT Bereș-Bistrița din județul Bacău în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Actul constitutiv și statutul Asociației Intercomunitare se vor modifica corespunzător. În concluzie, având în vedere importanța reglementărilor menționate mai sus, precum și pentru asigurarea conformării cu cerințele legislației naționale și europene, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în forma pe care vă prezint. Articolul 1. Se aprobă primirea UAT Bereș-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Articolul 2. Se modifică actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Articolul 3. Se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Articolul 4. Se acordă mandat reprezentantului legal să voteze în ședința AGA-ADIB în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, instituției prefectului județului Bacău, persoanei nominalizate la articolul 4, Consiliului Județean Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții pe acest subiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Palanca, județul Bacău. Prezintă doamna contabil. În vedere prevederii legii 973
2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare a legii bugetului de stat pe anul 2021 numărul 15, hotărârea de guvern numărul 778 din 21.07.2021 privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamitățile naturale, propun spre aprobare rectificarea bugetului local pe anul 2021, după cum urmează. La partea de venituri, subvenții primite din fondul de intervenție cu suma de 1.239.000 de lei, iar la partea de cheltuieli, capitolul alimentare cu apă, cheltuieli cu bunuri și servicii, reparații curente cu suma de 35.000 de lei și capitolul drumuri și poduri, cheltuieli cu bunuri și servicii, reparații curente cu suma de 1.204.000 lei. Vreau să prezint. Dau citire hotărârii Guvernului României numărul 778 din 21 iulie 2021 privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamitățile naturale. Articolul 1. Se aprobă alocarea sumei de 148.776.000 de lei din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2021. Iar la articolul 3 zice, coordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare în conformitate cu dispozițiile legale a sumelor alocate potrivit prevederilor anexei 1. În anexa 1, la poziția 31, avem alocată suma de 1.239.000 de lei pentru refacere drumuri comunale, refacere 0,3 km rețea de branșamente de apă, consolidare Mauri Pârâu Ciugeș, decolmatare Albii Pâraie, refacere terasamente Râu Trotuș. Vreau să vă spun că aceste sume vor fi cheltuite strict pentru ce au fost alocate și pentru ce se precizează în hotărârea Guvernului și în condițiile legii achizițiilor publice. Așa cum a spus și doamna contabilă, s-a prevăzut o sumă la investiții pentru refacerea celor 0,3 km de rețea de branșamente de apă pe strada Ilioaia, cele care au fost luate de tot, iar celelalte pentru refacere de drumuri, consolidări de maluri, de colmatări Albei Pâraie și de facere terasamente au fost prinse la reparații. Mulțumesc. Discuții la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la diverse. Da, domnul Cristian. Problema animalelor sălbatice, în special cu urși. Știți că în ultima perioadă s-a cam intensificat atacurile din gospodării. A fost 3 săptămâni mai tăneni, au fost 4 aici la familia Domoș. Azi noapte iar în sat Pariște. Problema e în satul Pariște, că s-a îmbătat cu fluă la cam la gospodăria aia și, până la urmă, să nu intre și peste ei în casă. Facem avizare, Consiliul de Țeamă, că iau măsuri de revocare, de pușcare. Problema e chiar foarte dificilă. Să trezește și ziua mare, cum nu le luam de la profund, să îi atacă pe stradă. Punctual. După cum probabil știți, pe data de 26 iulie s-a emis ordonanța de urgență a Guvernului numărul 81 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
înainte să dau citire cu titlul informativ, acolo unde ne interesează în esență, aș vrea să-mi exprim și punctul meu de vedere personal vis-a-vis de măsurile pe care statul român înțelege să le ia cu privire la apărarea vieții și integrității persoanei. Așa, după cum știți, în țară s-au întâmplat o serie de evenimente din urși în care au rezultat oameni morți. A trebuit să moară multă lume și mulți oameni ca să se elaboreze un act normativ pe care, bineînțeles, îl vom respecta cu tristețe, dar care nici de cum nu rezolvă problema, nu o face eficient și nici profesionist. Știm că în Comuna Palanca, așa cum v-am mai spus, în perioada 1-23 iunie, în fiecare noapte am avut cel puțin un atac la gospodării. În sate cel puțin unul. Au fost nopți în care am avut și câte două atacuri. Am convocat în condițiile legii comisie mixtă de la nivelul de concentratelor, s-au prezentat în comună, au efectuat verificări, cercetări, unde s-a impus, au propus despăgubiri, unde nu, au făcut note de constatare și au rămas așa. Nu se rezolvă problema constituind această comisie conform acestei ordonanțe, pe care desigur o respectăm și asta facem, ce scrie aici. Ursul nu ne așteaptă în gospodăria omului să convoc eu comisie pe jandarmii de la Comănești, pe cei de la Garda Forestieră Suceava și vânătorul de la Comănești. Nu ne așteaptă ursul în gospodărie să mergem să-l găsim acolo, să-l extragem, să-l eutanasiem, să-l alungăm prin diferite mijloace și zgomote, așa cum zice în ordonanță. Oricum, decât nicio măsură ca până acum, e un prim pas și aceasta. Dar părerea mea este că împușcarea urșilor trebuia lăsată la gestionarul fondului cinegetic, pentru că ai lui sunt. Din extravilan vin urșii, din pădure vin în intravilan la noi. Ar trebui să aibă același regim ca și acolo, în pădure, la ei. Să le dea cote de recoltă și să extragă atâția urși cât trebuie până la refacerea acelui echilibru natural, normal și corect. De ce ne pune pe noi să fac eu comisie, să o chem aici și să împușcăm ursul lângă casa omului? S-a gândit cineva când s-a elaborat această lege? Ce înseamnă să rănească cineva un urs acolo lângă casă? Știe cineva cum reacționează un urs rănit? Reacționează extrem de violent, probabil, și face și mai multe stricăciuni decât trebuie. Fapt pentru care trebuia lăsat să se ocupe de vânătoare cei profesioniști. Desigur, vom respecta această ordonanță. Acesta a fost un punct de vedere personal. Și acum să citim. Ordonanță de urgență privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate asupra exemplarilor de urs prin alungare, tranquilizare și relocare, ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea, ori extragerea prin împușcare a exemplarilor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii de permanență, intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun cu gestionarul, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice. În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranquilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasierea exemplarilor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestare servicii cu medicul veterinar de liberă practică cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. Echipa de intervenție este formată din
A. Primarul sau viceprimarul unității administrative teritoriale, pe raza căreia s-a produs evenimentul desemnat în Comitetul Local de Situații de Urgență, potrivit prevederilor articolul 12 din Ordonanța de Urgență 21/2004. B. Personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezența exemplarului de urs. De serviciu, cel mai apropiat post de jandarmi este la Pomânești. Timp de deplasare, 45 de minute până în centrul comunei. C. Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului, care a încheiat contract de prestări servicii de permanență și intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială, așa cum vă spuneam. Și la D. Medicul veterinar. Conducătorul echipei de intervenție este primarul unității administrativ-teritoriale, pe raza căreia s-a produs evenimentul, după caz, sau viceprimarul în calitatea sa de coordonator al Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Metodele de intervenție. Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se efectuează gradual, prin următoarele metode. A. Alungare prin diverse mijloace. Cine e la care se ia după urs cu bățul să l-alunce? B. Tranquilizare și relocare. C. Extragere prin eutanasiere sau împușcare. În cazul intervenției prin tranquilizare și relocare, precum și al extragerii prin eutanasiere sau împușcare, nu este necesară eliberarea prealabilă a autorizației de recoltare, capturare, prevăzute în ordinul Ministrului Mediului 410/2008. Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute la alineatul 1 este luată de conducătorul echipei de intervenție și se consemnează în raportul evenimentului. Ghiciți cine conduce intervenția? Eu. Da. În cazul în care exemplarul alungat revine în intravilanul localităților, echipa de intervenție procedează la tranquilizarea și relocarea acestuia. Bine, unde îl relochez, că nu scrie nicăieri aici, unde să-l duc? Cui să-l dau în grădina cui? Cine îmi primește sau mă primește cu brațele deschise să-i duc un urs acasă? Acolo, unde o fi, în orice pădure. La București, la ONG, care susține protecția animalelor. În cazul în care exemplarul alungat revine în intravilanul localităților, echipa de intervenție procedează la tranquilizare și relocare. Da, nu știm unde să-l ducem. 3. Marcarea și monitorizarea exemplarilor tranquilizate care urmează a fi relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare și microchip care nu afectează nici de cum și în niciun fel integritatea corporală a ursului. Săracul. După ce le eutanasiază, sărim pe el și punem crotalia în ureche. Și abia la 4, extragerea ursului prin eutanasiere sau împușcare se face în următoarele situații. Dacă intervențiile prin metoda alungării, respectiv tranquilizării și relocării, nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului. B. Dacă siguranța și securitatea persoanelor sau bunurilor de orice fel aparținând acestora sunt puse în pericol. Dacă siguranța și securitatea membrilor echipei de intervenție sunt puse în pericol. Dacă exemplarul de urs în cauză se rănește în cursul acțiunii de intervenție și devine agresiv. Despre asta vorbeam. E. Dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni și devine agresiv. Și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. F. Dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viața. Deci dacă e aproape mort, că și așa moare, putem să-l împușcăm. Intervenția imediată asupra exemplarului de urs aflate în intravilanul localităților se efectuează gradual prin analizarea la fața locului de către echipa de intervenție a nivelului de risc stabilit potrivit procedurii privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus Arctos, adică ursul brun. Nici nu mai citesc. Aceasta este ordonanța, așa trebuie să procedăm, timp în care ursul, după cum știți, vine în fiecare noapte, a fost și azi noapte la Pajiștea,
Alaltă ieri noapte a ieșit în drum pe strada Padinei și uite așa, trebuie să-l rugăm frumos noi comisia când ne constituim, că el ne așteaptă acolo, până vine omul de la Comănești, până vine garda forestieră și medicul veterinar și eu, o oră ursul stă să ne aștepte și trebuie să-i punem în vedere. Să nu mai vină. Dacă vii, te tranquilizăm și spunem crotalic și o să te doare urechea. Dacă tot vine, îl tranquilizăm și sare doctorul veterinar cu el și îi găurește urechea. Păi dacă mai vii odată, te omorăm, probabil că nu mai vine. Dar până facem toate procedurile astea, oare el nu provoacă pagube? Oare ne așteaptă pe noi să ajungem acolo? Să-i lase pe cei de la asociații, pe gestionarii fondurilor cinegetice, să se ocupe de urși și atâta să-și păstreze în rezervație, cât poate duce arealul, să nu țină mai mulți, cât poate duce arealul, ca să nu mai coboare în arealul nostru, al oamenilor. Desigur, repet, vom respecta acest act normativ în integralitatea lui. Vă mulțumesc. Alte discuții. Ce și impune cu masă, să vină ONG-urile să ne păzească de urs. Să vină ONG-urile să ne păzească de urs. Să vadă și un urs odată în drum, la poartă, în coteț, lângă casă. Să vină odată aici. Nu să stea la București, să știu eu ce să facă acolo, să pună piedici în legiferare unor acte normative corecte și practice. Nu cu rezervații, care trebuie aerocat, dar sterilizat și puteam în curești la ei acolo, să aibă grijă din. Mulțumesc, domnul președinte. Alte discuții? La voi? Da. Vreau, în primul rând, să mă declar mulțumit că după o sesizare făcută în 2016 și până în 2020, cei de la APD de România au rezolvat problema decolmatării cursului Șanțului în zona mea. Și sper că vor face același lucru în zonele unde răspund de treaba asta. Și cu ocazia asta aș dori să propun Consiliul Local să analizeze oportunitatea achiziționării unui tractor cu remorcă și accesorii ca să ne facem lucrările necesare în comună în legii proprii. Având în vedere că avem, cred că, șofer ca să fie, eu așa zic, ar fi normal. Un tractor cu remorcă, perioada de iarnă de zăpezire, avem de cărat materiale, eu știu, pământ, piatră, unde avem nevoie, avem buză, avem cu ce încărca și atunci nu mai depinde nimic. Eu zic că ar fi un lucru bun. Că îl luăm în SH, că îl luăm, nu știu, în leasing, trebuie să ne gândim la o modalitate să ne facem treaba noi. Pentru că avem șofer. Și dumneavoastră, mâine, poimâine, cred că vă gândiți la pensie și atunci trebuie să ne descurcăm cum am. În unii intervenții, domnul vice cu buldă. Știu prea că nu prea vă văd așa la cravată, hai în buldă excavator să intrăm. Trebuie să formați pe cineva așa, cât mai e. La asta m-am gândit și chiar eu zic că ar fi un lucru necesar. Și să vă gândiți la varianta asta. Trecem prin Consiliul Local, nu știu cum gândiți, eu zic că e un lucru bun. Nu e un lucru rău pentru comun. Mai ales pentru decolmatarea șanselor. Da, nu, aveți... Eu așa zic, pentru că nu suntem singura comună care... Mai sunt comune, nu mă uit în jur. Poate au avut altă potență financiară care au achiziții de astfel de utilaje. Eu zic că e un lucru bun în comun. Așa. După aia, multe lucruri le-am spus la diverse din primăvară încoace, câini comunitari, furturi de material de nos, drumuri deteriorate. Înțeleg, n-au fost buget, le facem pe rând. Trecem de pietoni, IDN-ul, acolo unde e trafic mare. Să încercăm puțin să le urgentăm. WC-uri ecologice la piață, domnul Mitică, față mea să ducă problema. Cred că băieții de la mediu ar trebui să meargă mai mult pe teren, să identifice zonele unde văd că se aruncă fără nicio rușine, peșeuri. Am văzut și fân, imaginea Părăului, marginea apei, zona locuibilă, nu zona din fața cantonului civic, coajă, crengi. Când s-a duc, cum s-a duc, nu se știe. Plus focurile astea, nu de vegetație, mă refer, hai să fim serioși. Legea asta cu focurile de la 1 ianuarie dată
având în vedere că nu avem noi capacitatea să facem atât compost. La ce teren și la teren funeață, la ce suprafață de teren avem de curățat. Să facem, ar trebui niște lăzi imense să punem toate resturile la amenajere. Și mai face omul câte un foc, dar a dat foc la lână, la deșeuri de astea rău mirositoare, mi se pare totuși un lucru de prost gust. Și care afectează sănătatea celorlalți din zonă. Cam asta am avut de spus. Și cu iluminatul. Ne-a promis că facem ceva cu iluminatul la Rebreanu. Și la monumentul ăsta eroilor facem un sistem așa ambiental. Facem un sistem ambiental. Iar la Rebreanu, doamna consilier Butucaru spunea de un panou publicitar în genul la alea care sunt podul de fier la Gimeș, care tot popularizează partea de Biserica Contumaciei și partea pe Gimeșului, știi? Ceva în genul ăsta puteam să punem și noi la... Poate lumea să mai civilizat, poate nu mai o să fie așa de... vulgară și destructivă să le facă praf. Așa gândesc. Cum se poate. Asta nu e o urgență, dar zic că iluminatul să arate cât de puțin frumos. Da, și drapelul ăla mare, n-ați mai fost în zonă, că ați fost ocupat cu lucrările astea, că jos. Da? Dacă ați trecut azi în viață, poate... Nu, n-am fost servici, mă. Mulțumesc. Alte discuții? Desigur, o să avem în vedere achiziționarea unui tractor. Noi ne gândeam mai demult la asta, dar am luat buldoexcavatorul pe fonduri europene. Dar prindem de un tractor cu o remorcă sau o semiremorcă, să căpem pe toate străzile noastre, că noi avem străzi și pe văi și pe lângă cursuri de ape. Atunci când bugetul ne va permite, cu siguranță o să-l achiziționăm. Vis-a-vis de iluminat, cel ambiental, o să-l facem așa, cu niște becuri solare, ca să eliminăm și consumul de energie electrică. Și ele țin destul așa, nici nu sunt foarte scumpe, o să le achiziționăm, să punem la cele două monumente acolo, ca să avem, să fie semnalizate noaptea. O să avem, vom avea iluminat public, sper, avem în derulare, amândouă. Prima achiziție publică pe fonduri europene este finalizată încă de anul trecut. Așteptăm un aviz de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, în speranța că îl vom primi în următoarea lună, vom începe. Dar probabil o să începem lucrările concomitent cu proiectul prin AFM, cu care deja am semnat contractul și unde nu avem nevoie, slavă Domnului, de acel aviz de la Direcția de Regională de Drumuri și Poduri Iași, că probabil iar nu l-am obține în veci. Și atunci o să fie iluminat public, cu lampă pe fiecare stâlp, astfel încât și la monument probabil că vom pune două astfel de lămpi cu becuri de consum redus. S-au făcut demersuri către Direcția Regională, Direcția de Drumuri și Poduri Iași pentru acele treceri de pietoni în locurile vulnerabile. Au vizualizat terenul și ne-au promis că vor inscripționa șoseaua acolo unde le-am indicat noi, atât cu indicatoare, cât și cu zebre pe asfalt. Dacă mai vedeți, mi-am adus o problemă, chiar m-am oprit în piață. Băieții lui Țâtea au funeață la căldări, am ridicat problema cu drumul ăla acolo. Să încercăm să facem ceva acolo. Au și tub, au tub de scurgere pus pentru mlaștina aia acolo unde e trecătoarea aia de balta aia imensă. Nu știu cum l-au adus, cu cine l-au adus, cred că l-au cu tractorul la urcasul și acolo. Să încercăm să facem, am înțeles că e problema cu cablul ăla subteran de la Orice, care au dus la releu și au ieșit la suprafață, da? Și aia când o să bat cablul ăla acolo, nu o să plac pe moșia nimănui și cred că trebuia urmăriți de cineva. Sau ați trimis pe cineva să-i urmărească și s-a dus în altă parte. Dar nu, pur și simplu n-ai că nu s-a dus până de acolo. Și îi fugărim fermiere din localitate. Să lasă, nu mai crezi nici bacă, că dacă îl las terenul pe roagă. Eu am noroc că
Iar... Noi ne-am făcut singur drumul la Copun. Se întâmplă și așa, acolo unde avem proprietăți, mai trebuie să lucrăm și noi. Să ne facem acces la proprietate, iar noi, ca și comunitate locală, ca și OAT, ca și primărie, ajutăm acolo unde putem și unde poate pătrunde utilajul nostru, în condițiile în care avem timp, mergem și reparăm și acele accese. Dar acolo unde noi intrăm, acolo trebuie să facem noi. Nu, eu văd la problema mea, eu am o fâniață care trece prin proprietate privată, când a fost pădure. Nu o să pun, domnul vice, vă rog frumos, mi-a zis să faceți drum. Acolo nu. E problema mea, cum îl fac, asta e. Sigur, trebuie să-mi fac drum. Dar unde se poate și mai mulți. Și până la urmă, oamenii plătesc impozit, oamenii aia, pe teren, pe fâniață, pe... nu știu cât o fi. Cât o fi, cât cuantum, nu contează. Ideea e că îl plătesc. Sigur că asta nu ne obligă în niciun fel să-i facem vreun drum pe proprietate. Da, 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 da. Doar dacă putem. Dacă da, putem da, face. Drumul a fost acolo. Nu l-avem în domeniul public, dar n-am zis că nu-l facem. Da, fără zis. În condițiile în care avem timp și eliminăm toate efectele inundațiilor, m-au solicitat băieții, o să trimite spus că au... acolo, că se facă și un utilaj, și material, pentru că așteptăm o aprobare de la Seghea să scoatem din trotuș 2000 de metri cubi cu titlu gratuit și atunci de acolo o să putem duce pe unde mai avem nevoie și acolo unde încap utilajele și putem lucra. Vă mulțumesc. Alte discuții? Dacă noi avem tehnician veterinar în comun. Noi avem tehnician veterinar în comun. Tehnician veterinar în comun este soția medicului. Avem medic. Da. Avem medic de liberă de practică. Ce face? Cu domnul mă sună oameni, sună piloți, sună la ghimele ca să au intervenție la animale și nu găsește domnul doctor ocupat, e singur. Dar nu știu dacă avem tehnician veterinar care să fie în permanență. Avem 60 de fermieri în comun. Acțiunile sanitare veterinare într-o comunitate, cum este la noi, sunt concesionate de către un medic veterinar de liberă practică, care își angajează tehnician veterinar, are, medicul nostru are și tehnician veterinar, e soția lui. Omul este privat, își face treaba în comună, așa cum trebuie, și spuneți-le oamenilor care vă sună pe dumneavoastră când îi se îmbolnăvesc animalele, să facă bine să-l sune pe medicul veterinar. Totuși, el trebuie să se ducă. Da? Da. El are și bine și acum. Găsește, nu, e treaba lui. E liber să aibă ce are. Noi avem medic veterinar, are cabinet veterinar, este, lucrează în sistem privat. Da, bine. Este plin de solicitudine atunci când îl solicită cetățeanul, merge acolo, așa că oamenii care au probleme de sănătate animală, să-l sune și intervine. Mulțumesc. Următoarea ședință va fi în a doua parte a lunii august. Și ca și punct, la ordinea de zi, cel puțin unul îl știm, sau chiar două. Chiar două. Vom avea aprobarea amenajamentului pastoral pe care l-am primit alaltă ieri de la Direcția Agricolă Bacău, care ni l-a făcut. L-am comandat noi în 2019. În acest timp s-au făcut toate studiile de specialitate necesare și l-au elaborat. Are 285 de pagini. Este foarte elaborat. O să-l introducem pe ordinea de zi de luna viitoare. Vor fi și altele, probabil. Ședința va avea loc în a doua parte, cu dată estimată. În august. 26 august, dacă... 26 august, dacă nu intervine vreo urgență și trebuie să o facem mai repede. Așa că până atunci vă doresc concedii plăcute celor care n-ați fost și spor la muncă celor care rămâneți acasă, de treabă. Mulțumim!